și să visezi. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Momentul primei iubiri se transformă în amintiri. Trec ani în șir grăbiți, nici nu vezi coana lor. Doar când ai ce-ai dorit, fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată. În suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Opriți timpul! Le mulțumesc și astăzi balerinilor de la Juno Dance pentru momentul coreografic semnat Silviu Popa. Aplauze încă o dată pentru Juno Dance! Dragi prieteni, astăzi vom opri timpul împreună cu un maestru al râsului, unul dintre cei mai mari și mai îndrăgiți actori de comedie ai României. Ardeleanul cu statură maestoasă și figură ce înveselește pe oricine este de o sinceritate dezarmantă și o modestie absolută, așa cum este o persoană cu adevărat valoroasă. Spune despre el că este un om simplu, însă deține o complexitate sufletească și spirituală extraordinară. Iată de ce mii și mii de români care vin pe litoral l-au văzut în nenumărate spectacole de-a lungul anilor, l-au aplaudat, l-au iubit, l-au adorat și i-au dus faima de om extraordinar și mai departe. Să nu uităm pe românii din diasporă care l-așteaptă an de an să le descrețească frunțile. Glumele sale stârnesc hohote de râs oriunde s-ar afla, așa încât pe lângă scena teatrelor, actorul se numără printre răsfățații posturilor de televiziune care îl invită constant în show-uri de divertisment. Nu mă îndoiesc că astăzi vom asista la o emisiune de divertisment pur pe care ne-o aduce în dar nimeni altul decât Jean Paler! Bine ai venit, Jeane! Bine te-am găsit! Vrei să te dai pe jos încă o treaptă, să te pup, că nu ajung la tine! Dacă eram cât Adrian Copilu... Așa? Care s-a născut și a rămas așa, așa, trebuia să te apleci să mă pupi. Așa. Să știi că m-am aplecat și l-am pupat. Am și cântat în duet cu el. Mi-a plăcut asta cu Opriți timpul. Și chiar gândeam ce minunat ar fi să putem opri timpul. Ce bine ar fi. Și mi-a trecut prin minte un banc cu unul pe stradă, bâlbâit. Îl întreabă pe un altul: Băi, spun, îmi spui și mie că e ceasul. Și ăla nimic, își vede de drum. Ăla se duce după el, iară: zi și mie cât e ceasul. Și tot așa, zi și mie cât e ceasul. A văzut că nu-i răspunde, ăla s-a lăsat pe gubaș, săracul surdomut, și a plecat. Un al treilea care a participat fără vrere și a văzut tot ceea ce s-a întâmplat, întâmplarea dintre cei doi, s-a dus la ăla și l-a apostrofat: vezi, ți era rușine, ți era jenă, te durea undeva anume
ca să-i spui omului cât era ceasul. La care le-a zice, băi, dacă îi spuneam cât e ceasul, nu credea că le-au la mișto? Jeanne, am o rugăminte. Te rog să iei loc pe scaunul alb de lângă cel roșu. Din nu mă așteptam să nu mă așez pe alb. Pe altă culoare nu mă văd. Așa. Pentru că până vom începe bucuria propriu-zisă, vă mai anunț ceva, încă o bucurie, dragii mei. La sfârșitul lunii veți putea câștiga aceste două frumoase și foarte confortabile fotolii oferite de către Mobila Dalin. Mai multe modele puteți găsi pe www.mobiladalin.ro. Dragi prieteni, mă îndrept acum către acest băiat minunat pe care îl cheamă Jean Paller și încă de la începutul emisiunii... Sunt încă băiat. Ești încă băiat. Jean, mulțumesc frumos că ai acceptat și că ai venit să ne bucuri cu glumele tale, cu prezența ta minunată și cu costumul ăsta care e genial. Să rămână, mulțumesc din suflet. Așa. Este unul din costumele mele preferate. Le port cu mare drag. Am avut o perioadă de timp când mai și trăscuiam, adică mai trăgeam câte un pahar și atât de mult l-am iubit încât am dormit vreo 3 nopți în el. Dar și a rezistat. Glumesc, dragii mei, nu, glumesc. Costă niște bani așa ceva și... Spune-ne de unde l-ai luat. Eu știu că mi-ai spus după înainte de emisie. După sârmă. L-a scos la curățat omul și a zis, mi-e tocmai bun, merg mâine la Corina. Și culmea e că ți-a potrivit perfect. În clipa când am plecat de acasă, primul lucru ce am făcut, am oprit ceasul. Da. Ca să fiu în ton cu emisiunea, emisiune. A oprit timpul. Așa. A oprit. Așa. Dar nici n-am știut când am ajuns. Și apropo că mi-a zis de copilul Jean Paller, să vă povestesc o întâmplare. Când m-am născut eu, asistentele au râs de s-au zăpăcit vreo 3 zile. Nu spun când m-a arătat lui mama, cât a râs beata mama. După aia a venit tata, că tata a fost lucrat în cadrul militar, a fost cadru militar. Și când a venit tata din permisie, că era plecat într-o permisie, a venit și m-a văzut cât a râs tata. Și după ce au râs că e o poveste pur și simplu și adevărat ardelenească, tata a râs cu poftă și a șters lacrimile într-un final și a zis, gata cu râs. Luați-l și aduceți-l pe al nostru. Fiind numai fete născute în ziua aia, a preferat să mă ia pe mine. Și de aici am plecat imediat cu ideea către un banc pe care mi l-a spus culmea culmilor un moldovean, Daniel Iordăchioae. E vorba de un ardelean, un oltean și un moldovean. Și au câștigat la un premiu ăsta de excursie undeva prin insulele Pitagora. Există insulele astea? Nu. Să căutăm, eu știu. Prin insule. Și au avut parte de muieri și le-au încurcat și s-au îmbătat și au venit acasă, au rămas prieteni mulți, bă, 9 luni de zile au primit de la aia înștiințare că au rămas însărcinate. Singura problemă e că nu știu al cui e copilul. Că au încurcat copiii. Și a invitat pe ai noștri să meargă să-și recunoască copiii. A intrat olteanul și s-a uitat la copii, erau 2 albi și unul negru. Și a cântat, m-a făcut mama oltean. Fântă verde maghirană, m-a făcut mama olteană. Și unul din copii, ua! Și el a zis, ăsta e care cunosc cu melodia. Pac, l-a luat, s-a ușchit. Au rămas moldoveanul și cu ardeleanul. Unul alb cu unul negru.
ardeleanul ăsta, s-a uitat la moldovean, s-a uitat la copii, a putut mâna direct pe la negru și l-a luat. Și moldoveanul zice, dar băi, ce faci, băi? E cu un copil negru, băi? Și ardeleanul zice, prefer să iau unul negru decât să iau unul alb și să fie moldovean. Da, doamnelor și domnilor, astăzi o să am o zi foarte grea pentru că o să râd cu lacrime. O să mă vedeți des cu un șervețel în mână, asta e. Am foarte multe de vorbit cu Jean. Jean are și o serie de invitați dintre cei mai cei. Atâta aș fi vrut să apuc să vă spun că a studiat actoria sub atenta îndrumare a regretatului actor Dem Rădulescu, supranumit Bibanu, nu știu de ce, iar debutul l-a avut la vârsta de 10 ani, atunci când era în clasa 4-a, cu un rol dintr-o piesă a lui Caragiale. Da. O să ne spui tu. Și a fost Giuvaergiu vreme de 25 de ani până când până când m-au prins. Sigur că ar fi trebuit să începem cu asta, dar e important. Eu sunt fascinată de oamenii care lucrează bijuterii și care au harul și talentul. Ți-e cumva dor să mai pui mâna pe unelte, pe flacără, pe... Nu cred. Și da și nu. Și da și nu. Dar știi cum e, ceea ce ai învățat nu se uită. E ca mersul pe bicicletă. Am și la ora actuală defectul de a privi foarte rapid către bijuterii. Exact. Și a mă uita rapid să văd cum sunt făcute, să le dau dacă niște, sunt de mână, să le dau sunt niște de... note, da. Cât de cât. Am înțeles. Admir bijuteriile făcute cu gust. Voi sunteți, voi femeile, ați fost pentru mine cele mai grele ființe ale sufletului meu, pentru că orice fel de bijuterie pe care o făceam, o construiam, o făceam pentru o femeie. Și cum vouă nu vă placea mai nimic, munceam de mă lua naiba până când ieșea o bijuterie să placă. Ai avut ghinion. Mi-e plac toate bijuteriile. Au ieșit din mâna mea, au ieșit destule bijuterii. Sunt care convins. Au plăcut și s-au vândut. Chiar, ți-ai păstrat ceva din tot ce ai lucrat? Am lucrat doar ce am acasă și din ce am lucrat eu. Un cal din bronz, pentru că iubesc foarte mult caii. Iubesc foarte mult, sunt omul extremelor. Iubesc rândunelele și delfinii. Pentru mine cei trei înseamnă cei care leagă și fac ca planeta să fie frumoasă. Așa este, aerul, apa calul, și pământul. Calul, rândunica, delfinul. Apa, aerul, pământul. Când aveam vreo 12 ani, am spus mamei mele că apa este Maica Domnului, aerul este Iisus Hristos, iar soarele este bunul Dumnezeu. Fără ele... Foarte frumos! Cu adevărat foarte frumos! Fără ele nu am trăit și i-am cam pus pe gânduri pe ai mei. S-au gândit că s-a mai născut vreun mare literat, dar... M-am născut să mă fac de râs. Sincer, sincer vă spun, când plec de acasă de fiecare dată și acum în culise mi-am făcut o rugăciune, că sunt un tip foarte credincios, mi-am făcut o rugăciune și am zis, dă Doamne să mă fac de râs. Alții zic, dă Doamne să nu mă fac de râs. Eu zic, dă Doamne să mă fac de râs, că dacă nu mă fac de râs nu iau banii. Prima invitată a lui Jean Paller este o artistă pe care noi o iubim, o apreciem. Ne-a declarat că ține foarte mult la Jean, așa cum și el o iubește pe ea. Se cunosc de mulți ani, jumătate de viață. Au fost în nenumărate turnee împreună și îmi face o plăcere deosebită să o întâmpin astăzi pe Mioara Velicu!
Bună ziua, bine v-am găsit, Jeane. Să rămână amioară. Bine te-am găsit. Și mulțumesc. Și să știi că n-am intrat în scenă, am râs acolo de nu se poate, ești într-adevăr de râs. Eu te-aș ruga întâi să ne cânți ceva, ca să avem și puțină muzică în emisiune. Și apoi vii și te așezi lângă Jean și povestim, da? Mioara Velicu! La joca cu cornet, metere, dere, 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 da. De trei zile mă gătesc și-n oglindă mă privesc. La joca cu cornet, metere, dere, 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 da. Că pii toate liuștui ghinii, dar nu toate-s pentru mine. Jocul știu când prin dighine, tere, dere, 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 da. Ca asta se și știu juca și pe alții am învăța. Și paralinul l-ai lua, tere, dere, 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 da. Dacă mă învârt și cu lăutarii cântă și după flăcăi mă uit mai tare, dere, 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 da. Acușă, dacă mă învârt și cu lăutarii cântă și după flăcăi mă uit mai tare, dere, 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 da. Dar și ei mă cat în joc și lângă mine își fac loc să mă prindă din mijloc, că tare, dere, 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 da. Ca așa eu nu prea am stare și de asta am catare, ca fasole am fost o mare, tare, dere, 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 da. Că-i și-o mai videti, sunteți pisa mamete. Jucați cum eu o-i vreme, tere, 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 da. Stați flăcă-i și-o mai videti, sunteți pisa mamete. Jucați cum eu o-i vreme, tere, 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 da. Ca așa ghinini la joc, ca și-o banului în cojoc. Și la babă lângă foc, tere, 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 da. Că la joc așa mă tragă, ca și baba la colac. Și moșneagul la toiagă, tere, 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 da. Tare ori mai și des, răsufli tare ar vre, dar nu pot din gura mea, mai tare, 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 da. Tare ori mai și des, răsufli tare ar vre, dar nu pot din gura mea, mai tare, 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 da. Să-i scrip care nu ti da, că nici eu nu mă-i lăsa, cât flăcăi mor juca, tare, 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 da. Să-i scrip care toți și știi și din loc nu ti opri, că nici eu nu-i hodini, tare, 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 da. Mulțumesc, Kino Dance! Mulțumesc, Mioara, te rog să vii lângă noi! Mulțumesc frumos, Kino Dance! Jeane, arăți foarte frumos. Bine! Să mă vezi dezbrăcat! Dacă mai punea tata 10 cm, puneam becuri la stâlp fără scară. Ne-a ales divertismentul. Avem și fețe de dramă. Adică da, da, ne moasirvu pe lei. La care ea, cum stătea plecată cu baticul, așa plecată, ridică baticul. De ce, bă, ți-am luat locul? Samba, samba, cu toții am dansat. Samba, samba, e ritmul minunat. Moldoveanu cultivă via, culege strugurii, îi face vin, vinul vinde și banii bea. Samba, samba, dă viață și fior, cu toții o dansează, de dimineață până zor. Să te sărut nebun într-una, având un singur martor, luna. Au! Au! Noi doi! Bine ai venit, scumpa mea, mă bucur să te revăd, Mioara. Mă bucur din suflet pentru invitație, pentru că eu îndrăgesc în general artiștii, dar mai ales prin cei de generația de aur, așa cum ești tu, Jeane, cum ești tu, Corina, și mă bucur din suflet când sunt lângă oameni dragi. Sărut mâna! Jeane, arăți foarte bine!
Să mă vezi dezbrăcat. De caracter, de caracter. Glumeam, nu? Am văzut turneul în Italia. Bă, enorm, Doamne, nici nu mai țin minte. Am văzut în turneu, într-unul din turnee în Italia și a avut grijă de noi mai ceva decât o mamă. Cu mâncare să ne gătească, cu să bage rufe la spălat, să calce. Nu a stat o secundă. Totul era, știi cum... La linie. Luna. La linie, da. Da. Mi-a făcut plăcere pentru că el tot timpul era cu gluma la el și eu mergea treaba și mai bine. Da. Ți-aduce aminte de turneu care l-am făcut în Italia cu semințele? Asta este demențială. Eram la Veneția și fântea fel de fel de că balul măștilor. Și toți au măști. Fel de fel de măști îmbrăcați. Alții numai în fața ochilor și îmbrăcați cu costume de epocă. Și eram eu, Mioara și Gabi Dorobanțu, pe care le sarut și îl îmbrățișez. Și mergem și eu la 1,90 m cât am, că dacă mai punea tata 10 cm, puneam becuri la stâlp fără scară. Dar probabil că n-am mai avut material. Și de la 1,90 m... văd două mirese cu măști și le zic la lor mei: alea-s două țigăni de ale noastre. Ei, care? Uite miresele alea care se văd sus acolo, alea sunt țigăni de ale noastre. Cum dracu, de unde dai tu seama? Hai să mergem, ajungem în dreptul lor, de jur împrejur un maldăr de semințe. Ridicau masca, băgau sămânța în gură, scuipau, băgau sămânța în gură, scuipau. Și la un moment dat le zic, pentru că dacă am umblat în lumea asta și umblu în lumea asta și am cunoscut fel și fel de actori, cântăreți, etc., am întrebat țigănește pe una din țigănci: socheres! Ce înseamnă asta? Ce faci? Ah. Socheres, știi? Și a dă ochelarii. Aoleu! Uite pe Jean Brailler de la televizor și pe domnul Dorobanțu. Au explodat în râsul Bioara. Doamne, dar cum le-ai ghicit? Păi sunt singurele care mănâncă semințe pe tot teritoriul ăsta. Și vă mai povestesc una care este... Am trăit momentul ăla la Paris, ploua, am mers la turnul de altfel, cum îi zic eu, și stăteam cu mâna rezemată pe unul din picioarele turnului Eiffel și gândeam că către familia mea, către ai mei, că nu au văzut nici măcar colțul străzii și... Nu e de glumit, e un pic, mă doare sufletul că eu am umblat enorm de mult, iar ei nu. Și era foarte multă lume, aglomerație, nu am luat liftul, am zis să vin a doua zi, ploua afară, ăștia cei de la primărie pun umbrele pentru turiști și ai noștri, romanii, furau umbrelele și le închiriau cu 2 euro, 3 euro și trec... undeva în piața ăsta Napoleon și trec și o țigancă în genunchi: Meseiu! Meseiu era în franceză, Meseiu. Adică Meseiu. Dane moi, sirvu pe lei, un euro. Și eu zic: și pe aici ați ajuns, firăței dracu, să fiți cu nația voastră. La care ea, cum stătea plecată cu baticul, așa plecată, ridică baticul: de ce, bă, ți-am luat locul? Pe cuvânt de om. Și a luat cartonul și a plecat. Regret și în ziua de astăzi. De câte ori merg la Paris, mă duc cu carton. Dacă...
Dacă nu ești bani din spectacole, măcar la cartor. Exact, exact. Ferească Dumnezeu. Dar Mioara, aș vrea să te întreb și pe tine, ce mai faci măcar? Eu sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătoasă, că nu mi-am făcut nicio analiză. Din fericire, asta e cel mai bun lucru. Să nu știu ce mi se întâmplă. Deodată sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, și fata mea la fel, și nepoata mea, și am venit cu mare plăcere, pentru că vreau ca 3 ore să mă destind și să mă încarc cu energie de la Jean. Exact. Așa să dea Dumnezeu. Să vezi cât o să vină curentul luna asta. Și pentru că el a vorbit, tu ai cam dat în moldoveni, așa, știi? N-am dat, nu interpretați așa, glumele, bancurile așa? În sinea lor, znoavele, sunt făcute ca să ne amuzăm, nu lovim neapărat în cineva. Iar dacă mai devreme, scuză-mă, mai devreme am și pronunțat că bancul cu moldoveni mi l-a spus un moldovean. Acum ca să te scuzi tu. Dar știi, da, știi, da, e adevărat, dar știi care e business-ul moldovenesc? Deci moldoveanul cultivă via, culege strugurii, îi face vin, vinul vinde și banii bea. Asta e foarte bună. Asta e foarte bună. Eu am o curiozitate. Sunt curioasă, da. Ți-a plăcut asta. Eu am o curiozitate. De unde vine următorul invitat? Dacă e muntean, moldovean? Pentru că următorul invitat care ni se alătură este prietenul lui Jean și în același timp coleg de comedie. Au lucrat la Teatru Constantin Tănase, la Centrul Național de Artă Tinerimea Română. Și urcă alături de noi pe scenă, după ce va coborî scările, Nae Alexandru! Opriți timpul! Opriți timpul! Te pup, Corina, te pup, te pup! Mea. Bine v-am bine găsit, venit, dragii Nae. Mei! Opriți timpul, clipa aceasta minunată! Uite, noi încercăm... Te rog să te așezi alături de Mulțumesc noi. Mulțumesc frumos. Stau de câteva minute aici în spatele decorului, decor de altfel familiar în Televiziunea Național TV, alături de voi, dragii mei prieteni. Și nu mă mai opresc din râs, pentru că îl recunosc pe prietenul meu, pe Jean Paller. Pe dragul meu prieten Jean Paller. Te pup și loc, bine ai venit. Te pup, dragul meu. Te pup. Să rămână avioara. Cum de v-ați împrietenit amândoi? Pentru că se spune că între doi cântăreți e invidie, că între doi actori de comedie nu este gelozie. Nu există, Doamne, așa ceva. E o diferență foarte mare de vârstă între noi amândoi, foarte mare. E o diferență de vârstă. Și el, când a venit la Tinerimea Română, la ansamblu... La domnul Voicu Enăchescu. La Voicu Enăchescu, bravo. Îl și salutăm. La Grigore Popa, exact. Dumnezeu să-l odihnească. Când a venit, eu eram acolo deja pe niște trepte, le urcasem și am pronunțat, mi-aduc aminte, nu știu dacă greșesc, copilul ăsta va ajunge un actor mare. Și anii au trecut și ți-ai dat singur dreptate, s-a adeverit. Cu siguranță. Da. Așa este, prietenia cu Jean este o prietenie frumoasă, care a început în 1993, când eu aveam 16 ani și băteam la porțile actoriei. Deci tu băteai la poartă, că nu băteam la poartă, ziceam, e poarta, mi se deschide, nu mi se deschide, m-am întâlnit cu Jean, care mi-a spus doar atâta. Și trebuie să-ți aduci aminte atunci că mi-ai zis că trebuie să mă țin de profesie, să nu cad de pe profesie, să rămân bine ancorat în profesie. Și să fiu serios pe drumul pe care l-am ales. Și l-am ascultat atunci și pe Jean. Și de altfel trebuie să le spunem telespectatorilor că cel care ne-a păstorit în anii aceia pe fiecare dintre noi la vremea noastră, tu cu mult înaintea mea, eu după tine, Griguță Popa, era un regizor extraordinar, care pe lângă faptul că venea dintr-o generație de regizori extraordinară, școală românească de regie foarte bună la Institutul de Teatru,
a venit, avea un ochi extraordinar și atunci când distribuia pe cineva în anumite roluri, știa exact de ce îl distribuie. Și eu am avut atunci la Ansamblu Tinerimea Română o perioadă foarte bună, în decurs de 2 ani de zile, la 17-18 ani ai mei, am făcut 2 spectacole cu domnul Grigore Popa și am luat 11 premii naționale la Festivalul de Teatru de Amatori. Wow, formidabil. 11 premii. Acest lucru îi se datorează domnului Grigore Popa, care după aceea m-a și îndrumat către Institutul de Teatru și am ajuns ce am ajuns. Am ajuns. Eu n-am luat niciun premiu pentru că le luați ăsta pe toate și... Ce să fac? S-au prins premiile de mine. Și iată, comedia ne-a apropiat și mai tare pe mine și pe Jean, pentru că noi alegem, așa îmi place să spun de fiecare dată, noi alegem să fim actori. Și după aceea, când intrăm pe drumul acesta al actoriei, la un moment dat, genul de teatru ne alege el pe noi. Și pe noi ne-a ales comedia, ne-a ales divertismentul. Avem și fețe de dramă. Exact. Tu ne-ai pregătit o poezie satirică, din câte știu eu. Da, am pregătit o poezie pe care am auzit-o spusă de către omul care l-a format pe Jean Paller. De către Demrădulescu. O poezie care nu a fost publicată, o poezie pe care dumnealui, din câte știu, a compus-o, a lucrat-o, a modelat-o, o poezie foarte frumoasă, comică, care are acel fior tragic, așa cum îi plăcea lui Demrădulescu să spună, că în orice moment de comedie există un tragism al personajului ca să iasă comedie. Și aș vrea să-mi permiteți să vin în mijlocul platoului și să spun această poezie plăcere. Pentru de Jean, pentru Mioara, pentru tine, Corina, și pentru telespectatori. De-abia aștept. Nae Alexandru! Îți mai aduci aminte, Doamnă? Era târziu și era toamnă. Când eu copil și tu copilă, eram trecuți de cea din tâi idilă. Se duse vremea oarecum când ne jucam cu praf în drum, dar încă n-am evoluat la tu femeie, eu bărbat. Ah, și ne-am jurat amor, știi tu, chiar de la primul randevu. Venise-i Colea în grădiniță sub bolta clasică de viță și te așteptam cu glasul stins, poetic, dar și din adins, că mi-era frică, vezi, mata, să nu ne audă care fa. Mi-era frică, ce rușine, corup la fugă, cu lăutarii după mine, înțelegând prin lăutari cei 7 frați ai tăi mai mari. Și nopți întregi de suferință, să nu-ți aud glasul, că mi-ar fi fost cu neputință să-ți cânt cojala mară în glas. De acum nu te-o mai vedea, iubita mea, iubita mea, iubita, dar tu veneai. Tu veneai, veneai cu pași de hoț pe lângă plopii fără soț, că mă știai nerăbdător și că mai am un singur dor. Să te sărut nebun într-una, având un singur martor, luna. Au, au, frunză verde, foi de nuc și tot de durăm de bucluc. Știi tu când te țineam pe brațe și tactul, om pestriț la mațe, mi-am fipt cu foc în păr o mână în loc de busuioc. Ah! Că-i simt bastoanele și acu. Ah! 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 Ce de clipe afurisite! Tu le-ai uitat, eu însă nu. Și ca să nu par un zevzec, m-am ridicat și am dat să plec. Dar tu mi-ai zis, atâtea nopți, atâtea nopți privind la stele și la căsuța cu zorele sau la fântâna cu găleată, rămâi, o, nu pleca, rămâi. Tu ești iubirea mea din tâi. Ce să fac? Să plec, să nu plec și ca să te îmbunez, nițel? I-am zis lui tactul că te cer, ți-am pus în deget un inel și te-am condus la ofițer. Dar după vreme, dragostea s-a dus. Nu mai, gata, să nu vorbim de ea. Vezi? Vezi, uite, rândunelele
se duc. Fâl, 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 fâl. Și tocmai ca în literatură, se scutură frunza de nuc. Cărarea vieții nu mai suie și bate toamna la ferești. Era târziu și tot pe toamnă. Îți mai aduci aminte, Doamnă? Îți mai aduci aminte, Doamnă? Las-o așa. Bravo, Naică! Mulțumesc, cu drag! Bravo, Naică! Și pentru că ați pomenit despre Dem Radulescu, vreau să povestesc celor mai tineri că l-am văzut cu ani în urmă la Teatru Național, jucând un inegalabil Schweik. Și așa cum spuneai, el de fapt juca un rol de dramă. Toată sala râdea. Sigur că textul lui Hašek este extraordinar, dar maestru Dem Radulescu, sunt 30-40 de ani de atunci, juca un personaj trist. El era Malek, era un personaj trist care interpreta un soldat oropsit de către șefii lui. Toată lumea râdea și el era în plină dramă. Am văzut ceva care, cum spuneau profesorii noștri de la institut, înveți toată viața și în fiecare seară debutezi. Vreau să povestesc, iartă-mă puțin, vreau să povestesc un lucru fantastic cu profesoara mea, doamna Sanda Manu, care, povestindu-ne, având cursul de actorie, la un moment dat ne-a povestit despre domnul Dem Radulescu un lucru fenomenal. Monta un spectacol la Teatrul Național, Să nu-ți faci prăvălie cu scară, parcă se numea spectacolul, și dumnealui juca un personaj și am înțeles că intra în scenă mereu pășind, să mă ridic un pic, intra, nu era nimic, și el pășea, intra. Se rumâna, mamă! Și avea o scenă și ea nu înțelegea, ca regizoare, chiar nu înțelegea și a zis, îl las, că știe el ce face. Și la a patra, a cincea repetiție n-a mai putut și l-a întrebat. Bibu, dragă, te rog frumos, explică-mi și mie, de ce pășești? Dragă, n-ai văzut? În actul 2 spune că ăsta e un fost boxer și a rămas cu tic. El când intră în casă, intră în ring. Doamnelor și domnilor, noi i-am pregătit lui Jean câteva surprize, parte dintre ele muzicale. Și ca să nu-l ținem prea mult în suspans, invit în platou o solistă care a debutat în 2005 ca voce principală a trupei Heaven și care de aproximativ un an s-a decis să urmeze o carieră solo. Vine să ne prezinte cel mai recent single al său. E vorba de prietena noastră, frumoasa Adina Postelnicu. Bine v-am găsit! Bine ai venit, Adina! Bine te-am găsit, Corina! Vai, dar nu te-am văzut de mult! Ce splendidă ești! Nu l-am mai văzut, mulțumesc mult fetele mele, două dintre dansatoarele mele. Te rog să ni le prezinți! Avem mai multe. Bună ziua invitaților tăi, Corina, maestre! Îmi pare tare bine să vă văd. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme, de la, cred că ultima dată ne-am văzut la un spectacol pe care l-am organizat eu. Exact. Și l-am avut pe maestru. Exact, la Buftea, și l-am avut pe maestru ca și prezentator, unde ne-a încântat 3 zile cu voia bună a dumnealui, cu glumele dumnealui, a fost superb. Mă bucur mult să fiu astăzi. Și eu la fel, și eu mă bucur să te văd. Te rog să ne prezinți fetele. Alexandra și Adriana. Ea este din Chișinău, cea mai nouă din trupă. Alexuța deja e de aproape 4 ani. Doar o parte din fete, pentru că mai am 2 acasă, dar fiind o piesă de dragoste, o piesă de suflet, piesa se numește Noi Doi. Noi Doi, maestre, azi. Așa. O să vă cânt, o să mă uit la dumneavoastră și o să vă cânt numai dumneavoastră. O piesă în a cărei videoclip joacă chiar iubitul meu, pentru că n-aș fi văzut o altă persoană mai potrivită decât pe el. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați în proiectul ăsta. Khaled, regizorul, Daniel Costache, Dan Andrei Deaconu și George Hora, cei care au compus această frumoasă piesă, de care eu sunt foarte mândră. Bravo, de-abia aștept să o ascult, eu nu știu. Sărbura! Inimă de dor nu știi, inimă, fireai să fii, dorul meu de mult pleca, inima
mi-te-a uitat. Da, suntem amândoi ai dracului, vrem să trăim. Nu-i da, nu-i da, domnul, că am de povestit vreo jumătate de oră în niște întrebări. Mulțumesc că mi-ai rămas și tăcet, dar și glas. Și când te caut, simt că ești aici. Ce face sora ta? Bine, ce să facă? Chiar vreau să-ți spun, Corina, proiectul Heaven merge în paralel. Bravo! Eu, de fapt, cu acordul lor am vrut să o iau și să merg și singură. Și fetele au fost foarte încântate de idee. Ales că ele își doresc așa ușor, ușor să facă bebeluși, să-și întemeze familie. Bine. Asta nu înseamnă că ei, eu nu-mi doresc același într-o lucru. Dar cred că la ele se va întâmpla mult mai repede mult pentru mai că repede. Sunt mult mai hotărâte ca mine, știi? Le pup pe această cale, le doresc le mult succes, sănătate și de-abia aștept să-ți ascult nou single. Mulțumesc mult! Adina Postelnicu! Mulțumim, Adina Postelnicu!
Vorbim despre comici, vorbim despre arta comediei pe scena românească. Sigur că noi am fost binecuvântați în România cu mari comici, cu mari actori de comedie. Avem și în platou câțiva. Mai este încă cineva care se pregătește să vină, un mare actor de comedie. Și mă bucur că l-avem aproape. Îl prezinți tu sau eu? Un suflet minunat, un mare actor, un mare actor a fost, este și va rămâne o minunăție de prieten. Alexandru! Și de director! Și de director! Da! Maestru Alexandru Arșinel. Maestru Alexandru Arșinel, sau cum îi se spune acasă, Neanelu. De rumâna doamnă. Moldoveanca mea. Da. Se rumâna. 2-3. Se aude? Vi-l dau pe ăsta, domnul director, dacă nu s-aude ăla. S-aude. S-aude foarte bine. Bine ai venit, Sandu. Mă bucur din suflet să te revăd. Mă bucur mult. Și eu să mult. Mă văd și... Acum pe tine te văd în emisiunea asta și o emisiune foarte frumoasă, o emisiune care din când în când vă readuce în prim plan. Mare artiști român, astăzi e rândul Borțosului, să te-ai îngrățat. Prieten drag, și mă bucur că îl văd, că... mă bucur... că existi încă, pentru că mulțumesc, ai trecut prin cumpene foarte mari și chiar am fost îngrijorați din cauza ta. Vreau să te rog să nu ne mai faci figuri din asta, adică să fii cu minte. Sunt de rând să repronunț și eu, să dau replica aceeași, că ai trecut în aceeași perioadă ca și mine. Da, suntem amândoi ai dracului, vrem să trăim. Uite, tocmai de asta, dacă îmi permiți, Jeane, dacă îmi permiteți și voi, distinși invitați, noi am pus gând rău de mult lui Alexandru Arșinel, ne-a tot amânat, hai că avem o premieră, hai că deschidem stagiunea de vară, poate totuși în iarna asta ne face onoarea și bucuria. Te rog, să accepte. Să nu dea înghețul ăla mare, să nu mai pot să ajung. Nu. Da, apropo de asta, că m-am îmbrăcat frumos, Marlena mi-a călcat cămașa, că vine soțul acasă și zice, draga mea, dă-mi și mie costumul ăla nou, că am, dar te duci la femei, nenorocitule. Nu, mamă, și adă-mi și cravata nouă cu cămașa, te duci la femei, nenorocitule. Vine ăsta pe la 4 dimineața, răvășit, așa, iese nevasta în prag, îi dă stă o palmă și îi zice, ai cobit! Ce faci, Sandu? Ce faci, scumpule? Cum ești? Mai bine, după ultimile operații, după ce am dat drumul la stagiune, am început repetițiile. Anul ăsta avem un an aniversar foarte important. Stella va împlini o vârstă rotundă foarte frumoasă pentru un artist care reușește să, nu-i spun vârsta, care reușește să joace la 80 de ani. Deci, și nu numai să joace, dar cu temperamentul, cu apetitul, cu prospețimea, cu temperamentul Stella, chiar este extraordinar. Deci în decembrie o vom sărbători cu un spectacol, iar la începutul anului vom face un spectacol pe Calapodul Stella Popescu. Și până acum încă am scăpat binișor cu Teatrul Tănase, că au fost niște atentate la el la un moment dat și am reușit să-l tragem înapoi. E un teatru mult prea minunat și mult prea românesc adevărat ca să poată fi distrus. Extraordinar, da. Stimați prieteni, una din primele dăți când eu am fost încântată de personalitatea artistică a lui Sandu Arșinel era prin 1975. Sandu cânta pe o mare scenă în Polonia, eu eram în
într-o deplasare scurtă, într-un festival de mare amploare și ne-am întâlnit în orașul Sopot, de la Marea Baltică. Ne-am îmbrățișat, erau și reprezentanții ai televiziunii române în juriu, a fost o întâlnire frumoasă și ne-am dus să-l aplaudăm pe scenă pe Sandu Arșinel, care rupea inima femeilor și cânta splendid. Cântam la Grand Hotel, exact. Era hotelul care găzduia toate delegațiile și juriul festivalului de la Sopot. Da. Așa încât eu ori de câte ori am ocazia să-l reascult pe Sandu, mi-aduc aminte de vremea când aveam 25 de ani și am luat un premiu întâi. L-aș ruga și astăzi să oprim timpul și să ne cânte ceva și să mai stea cu noi, sper că nu te grăbești. Vreau să vă spun că am să îndrăznesc, nu-i da drumul. Nu-i da drumul, că am de povestit vreo jumătate de oră în niște vreme. Vreau să vă spun că în tinerețea mea am încercat, ca tot în perioada aia, am încercat să leg niște boabe, cum se spun, note și să încerc să creez niște melodii. N-am îndrăznit înainte de Revoluție, că nu ne dădea voie Ceaușescu să cântăm melodiile noastre. Așa ar spune unul care n-a apucat să cânte. Dar nu, efectiv, n-am avut curaj. Dar în perioada aia, lângă Boema, cânta o mare cântăreață de-a noastră, Ileana Sărăroiu. Și într-o seară, cu nașul meu, am trecut la Cina, noi de la grădină de la Boema, traversam la Cina. Dar spune-le unde era grădina, da, că multă lume nu mai știe. Da, la Nea Giogea. Da. Era o grădină renumită și numită de mine Baricada Revistei Românești. Și ce se spunea acolo, mulți încă își mai aduc aminte. Și ne-am așezat la masă, am ascultat-o pe Ileana, Dumnezeu să odihnească, și la un moment dat a venit la noi la masă, eram foarte bun prieten și zice, sunt disperată, mâine trebuie să cânt 3 melodii la Vornicu și n-am o melodie. Și zic, bă, eu am ceva în cap așa cu o melodie, gen popular românesc, de-a fredonează-mă. Și am fredonat-o, dar n-avea decât o strofă. Zice, dar mai trebuie 2 strofe. Păi zic, eu de unde să ți le scot? Dar până mâine nu mă interesează, până mâine să compui aceste 2 strofe. Mă rog, și am reușit până dimineață să uita nevastă-mea la mine că ăsta a nebunit. Și a doua zi a interpretat pentru prima dată această melodie, compoziția mea, care a devenit unul dintre cele mai mari șlagăre vreo câțiva ani la rând. Deci eu am legat 3 melodii de ale mele și încep cu această melodie orchestrată de Dan Dimitriu pe un ritm a la Bergovici. Să vedem dacă vă place. Maestre dirijor, dă drumul la bandă. Inima de dor nu știi, inimă, fireai să fii. Dorul meu de mult pleca, inima mi-te-a uitat. Inimă, tu știi de mult, dragostea e ca un vânt. Bate-n suflet, rău mă doare, dorul-i greu, iar vântul-i tare. De dor tu știi, dorul meu va reveni. Gândul meu la dor gândește, inima din nou iubește. Opa! Hai de mei! Hop, 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 hop! Hop!
colț de lume și de seară. Ne-am cunoscut și nu știam nici noi ce va urma. Mi-ai fost atunci și mi-ai rămas o primăvară. Chiar dacă toamna a bătut la ușa mea, mulțumesc că te-am găsit, drumul meu neocolit, visul meu nedormit ca o iubire. Mulțumesc că mi-ai rămas și tăcere, dar și glas. Și când te caut, simt că ești aici. Regăsit întotdeauna lângă mine. Când am strigat, ai fost mereu aici într-un minut. Și m-ai salvat când mi-a fost rău și mi-a fost bine. Iubirea mea care a venit și n-a trecut. Mulțumesc că te-am găsit, drumul meu neocolit, visul meu nedormit ca o iubire. Mulțumesc că mi-ai rămas și tăcere, dar și glas. Și când te caut, simt că ești aici. Samba, samba, cu toții am dansat. Samba, samba, e ritmul minunat. Samba, samba, dă viață și fior, cu toții o dansează de dimineață până-n zor. Iar viața ni se pare frumoasă și culoare. De mult, de mult la școală cântam cu toți în cor un cântec plin de viață în ritm amețitor. Eram cu toții tineri și viața ne zâmbea, iar samba cea ritmată la dans pe toți ne invita. Cântam, dansam cu toții și ce frumos visam. Samba, samba, cu toții am dansat. Samba, samba, e ritmul minunat. Samba, samba, dă viață și fior, cu toții o dansează de dimineață până-n zor. Iar viața ni se pare frumoasă și-n culori. Și iată viața trece, iar noi încărunțim, dar ritmul de altă dată ne face să zâmbim. E samba cea ritmată și toți o vom dansa, căci viața n-are vârstă și atunci cu toții vom cânta. O samba de altă dată ca-n tinerețea mea. Samba, samba, e ritmul minunat. Samba, samba, cu toții am dansat. Samba, samba, dă viață și fior, cu toții o dansează de dimineață până-n zor. Iar viața ni se pare frumoasă și frumoasă. Alexandru Arșinel. Pe
pentru fiecare piersică vei face o lună de pușcărie la care soțul din spate, domnule judecător, domnule judecător, ce-i domnule? A luat și un borcan cu mazăre. Banu-i ochiul dragului, azi l-ai și mâine. Este costum de indian. De seama că mie îmi venea perfect. Și... aveai și pene, așa? Nu mai las sub braț. Și... Oh, God, da, vorba chinezului. Promit să vă descrețesc frunțile în continuare. Și să-mi așa fac să meseria așa cum să te am prind învățat-o. Că nu te ții de cuvânt. În minutele următoare avem o altă surpriză pentru Jean Paller, o artistă care se numără printre primele cântărețe din România ce au avut single-urile difuzate în întreaga Europa. Cel mai recent single al său este produs în Suedia de către aceeași echipă cu care lucrează și Celine Dion și este o piesă pop-soul cu o poveste de dragoste înduioșătoare. Este vorba de Claudia Pavel! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Superbă, ca întotdeauna. Mulțumesc, Claudia. Dar de ce ai renunțat tu la numele de Cream? Nu am renunțat. Toată lumea îmi spune Cream, Claudia Pavel, Claudia Pavel a.k.a. Cream. Poate lumea, oricum mă strigă pe stradă Cream. Deci... așa, o frumusețe de fată. Ce zici, ce surpriză? Mulțumesc. Ce surpriză v-am făcut. Spune-ne în câteva cuvinte despre nou single și despre marea bucurie pe care ne-o aduci. O româncă este produsă în Suedia de echipa lui Celine Dion. Mulțumesc din suflet. Nu sunt la prima colaborare cu acești oameni minunați. Știu, dar totuși. Da, ei mi-au compus albumul Wrong Girl for That acum ceva ani de zile și mi-am dorit foarte mult un single superb, un single care să transmită emoție, dragoste și iată că mi-am dorit să mă întorc la foștii mei colaboratori. Și în felul ăsta s-a născut această piesă pe care eu o ador și pe care o dedic tuturor celor cărora le place muzica frumoasă. Piesa ta se numește Privilege. Este într-adevăr un privilegiu să avem o fată. Mă ies că intervin un pic. Iubirea este un privilegiu. Un mesaj către Claudia. Mulțumesc mult că ai venit la emisiune. Cu mare drag, cu mare drag. Și te iubesc și te respect enorm de mult. Mulțumesc. Și vreau să te aduc la cunoștință, apropo de single, că sunt single. Și eu, să știți, dar am un băiat foarte frumos, în schimb. Știm. Să străiască mulțumesc, cât are. Mulțumesc. Trei ani. Facem să te bucuri de el, scumpa mea. Mulțumesc din suflet. Mă bucur că te revăd în floritoare. Te invit în mijlocul platoului. Mulțumesc din suflet. Claudia Pavel, Privilege! Love stopped.
to have my heart broken by you. It would be a privilege to have my heart broken by you. It would be a privilege to have my heart broken by you. You, to have my heart broken by you. Broken by you. Broken by you. Mulțumim frumos, Claudia! Claudia Pavel, Cream! Mulțumim frumos! Apropo de melodia respectivă, asta mă duce cu gândul la o întâmplare tristă, că o doamnă din nefericire intră într-un magazin și subtilizează un borcan cu compotă de piersici. O prind ăștia, o duc la judecător. Ce ai făcut, doamnă? A luat și un borcan cu piersici. Câte piersici erau? 6 piersici. Pentru fiecare piersică vei face o lună de pușcărie la care soțul din spate, domnule judecător, domnule judecător, ce-i, domnule? A luat și un borcan cu mazăre. Am venit cu cea mai mare dragoste, pentru că îl iubesc, pentru felul cum a reușit să intre și îmi permit să nu se supere, să intre printre comicii vremurilor când el a intrat. Cu discreție, cu bun simț, fără șușotel, fără mâncătorii de rahat și așa mai departe. A intrat ca un prieten adevărat, de-aia a fost acceptat și de-aia s-a ridicat sus acolo exact. Pe vârfuri. Mulțumim frumos că ai venit! Mie să mări salariul! Alexandru Arșinel! Stimați prieteni, invit acum o altă bună prietenă de-a lui Jean Paller. O invit alături de noi pentru că întotdeauna își pune sufletul pe tavă prin cântecele sale și este întotdeauna o încântare pentru toți cei care o privesc și o ascultă. Maria Dragomiroiu! Mulțumesc, Florina! Bine ai venit, Maria! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Jeano! Așa îi spunem, Jeano! Cu mare plăcere! Cu mare plăcere! Și mă bucur foarte mult că sunt în această De-abia te-a așteptat, de-abia te-a așteptat! Mulțumesc! Maria Dragomiroiu! Azi la ei și mâine noi, azi e bine, mâine.
bani la orice cine. Ascultă, omule, bine, nu da bani la orice cine. Din prea multă prietenie am ajuns la dușmănie. Am fost prietene până la bani, iar acum suntem dușmani, măi. Din prea multă prietenie am ajuns la dușmănie. Te invităm, Maria, să vii alături de noi. Mare plăcere. Mulțumesc, You Know Dance. Mulțumesc frumos. Bine ai venit, Marioară. Mă bucur să te revăd. Bine la te-am fel găsit, de frumoasă. Bine te-am găsit, Janou și Mioara și toți oamenii. Și îmi pare bine că l-am văzut de acolo din spate pe domnul Arcinel. Vreau să-i spun, să-i mulțumesc că mi-a scris ceva foarte frumos ca și Mioara Velicu pe cartea mea care a apărut de curând. Cântecul nu ne-a adus-o și noi, să uite vedem. Că nu m-am gândit, uitam arelele. Am uitat. Ah, dar nici mie nu mi-a dat, am fost mâncat la de-a raiul, cum spunea părintele așa, Cleopa. Da. Aoleu, să dea Dumnezeu. Pe ce rău îmi pare, nici n-am știut și nici n-am văzut-o. Deci, nu-i nimic, înseamnă că ne datorezi o nouă venire și ne-aduci cartea. Cum are plăcere, gata. Da, și Mioara, gata, am reținut. Așa. Bravo, Maria. Spune-mi, apropo de Jeanne, mulți ani de prietenie vă leagă, multe turnee. Nu mai spune că ne suntem prea bătrâni. Oh, God, da, vorba chinezului. Câți ani sunt? Am fost recuperat ca traficanții de droguri. La miezul nopții, da, m-au luat dintr-un spectacol și de atunci suntem nedespărțiți. Da. Cred că vă 30 de ani, 30 și ceva. Mai de mult, mai pune. 35 de ani. Așa. Mai mult. N-am vrut să știu, că nu mai am noroc la nu mai am succes la fetele astea tinere. E, mai stai, mai potolește-te. Mi l-am cănit eu un pic părul, dar tot degeaba.
Nu da, minții, Jeanu, că așa e de felul lui. Și am făcut turnee. România pot spune că am bătut-o la metru pătrat. La figurat vorbim. La figurat, da, da, da. La vor, metru cu metru, ați luat-o la pas. Metru cu metru. Europa nu mai vorbesc, America nu, se mai, nu mai comentăm. Numai Grand Canyon, Marea Piatră, de câte ori l-am salutat și n-a răspuns o piatră. N-a răspuns. Las Vegas, nu știu, nu, nu vorbesc. Canada, wow, Canada! Da. Chiciderul de anul ăsta, de anul trecut, pardon, unde Toronto. Suntem cetățeni de onoare ai sigur orașului da. Kitchener, unde ne-au, pe mine m-au îmbrăcat în, pe toți, de fapt, ne-au îmbrăcat, costum popular, este costum de indian, de, îți dai seama că mi-e venea perfect. Și... ca o mănușă. Ca o mân- ca cu o mân- pene, aveai și pene, așa... Numai la sub braț. Și... Nu, dar costumul nu, de indian avut... presupune margele la gât. Cu de toate, cu pălărie, cu tot, scris și cu... Inele, am, multe. Am certificat da? Că sunt indian. Am spus imnul lor în limba lor, cuvânt cu cuvânt, toți. Am făcut acel legământ între noi și ei și ni s-au dat acel certificat de naștere că, ca și cum suntem cetățeni de onoare a orașului Kitchener. Ce frumos. Unde temperatura era de minus 46 de grade. Am scos cana cu apa, am întredeschis-o și am aruncat-o și au, au căzut pinguini. Ăsta, au căzut cuburi de gheață. Extraordinar. Dar a fost da. Superb. Nimic mai frumos pentru sufletul meu și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a oferit de a avea acest har și a aduce zâmbetul pe buzele e oamenilor. E adevărat, e un har. Și a descreți frunțile care sunt de la o zi la alta din ce în ce mai aplecate și mai triste. Poate că nu o să închid ochii chiar mâine, poi bine. Poate prind și o suta ca beligan. Să șchea pe limbăți, cum se spune. Să... Nu. Nu, încă nu. Mai încă așteaptă. Nu. De fapt, ce e suta în ziua dat? Și... nu mai are valoare. Nu. Și am promit să vă descrețesc frunțile în continuare și să-mi fac meseria așa cum am învățat-o. Să te prind că nu te ții de cuvânt. Să te prind. Da. Stai aici cu noi. Să dau unul scurt, așa, da, bă, da, intră da. La în cârciumă, beat, elicopter era și îl întreabă pe ospătar, băi, mici ai? Ăla zice, da, bine atunci, dă două mici. Dă două mici, excelent. Mi-a spus, mi-a șoptit-o Viorea că Maria Dragomiroiu ne face o surpriză astăzi da. Și ne-a adus, nu spun. Ne-a adus câte o carte. Mă duc să pregătesc surpriză. Exact, exact. Până atunci, Mioara Velicu are pentru tine o surpriză da, și vrea să-ți cânte... Am simțit eu ceva pe aici. Ai simțit așa o vibrație. Transmite, da, transmite vibrația. Jeanne, pentru că știu că ești ardelean, dar pentru că îți place mult zona Banatului și mie îmi place la fel de mult, vă rog să-mi permiteți să cânt o doină bănățeană. La obreja într-o grăgină mi-a prins dorul rădășină, măi. Au, 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 Ioane, Ioane, pentru cine doda moare, măi. Vreau dorul să le iau acasă, rădășinile nu lasă, măi.
Au, 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 Ioane, Ioane, pentru cine Doda moare, măi? Au, 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 Ioane, Ioane, pentru cine Doda moare, măi? Mulțumesc. Să nu mă uiți, să nu mă uiți nici când, căci ani în șir am mers cu același pas pe pământ. Expresivă, Macă. Cum de ne-ai jucat în filme? Nu erau decât filmele alb-negru și nu mă vedeam. De ce era, ești gimnastă? Verișoară cu Indira Gandhi. Badi, hai, vino încoa, înapoi nu ti da, că nu ti ia nimeni, mai tare de darea, tare de darea. Și asta vă spuneam de olteni, se poartă acum, e o modă a celor cu bani mulți, cei care au știut să bage bine mâna în buzunarul nostru, să aibă argat, să aibă slugă, să... Și a venit un oltean, un elicopter a venit și a zis lui ăla, băi, du-te, băi, adu hainele, mă îmbraci, că eu merg la femei. Și ăla s-a aranjat, șeful, l-a luat, l-a schimbat, l-a fercheșuit, l-a aranjat tot și acum zice să mă duc să vă aduc Mercedes-ul. Nu, nu! Cu Mercedes-ul merg numai maneliștii. Eu merg la muieri cu calul, bă. Mie mi-a dus calul. S-a dus, ăla-i adus calul, ajută-mă să încalec, încalec că pe cal, când se plece, ăla-l bate pe cizmă. Șeful se uită ăla. Ce e? V-ați urcat pe cal invers. La care olteanul zice, dar de unde știi tu la ce muiere merg? A următorii invitații a lui Jean Paller sunt prahoveni, aproape vecini cu Jean. Au petrecut mult timp în turnee, cu toată atmosfera plăcută care de obicei se creează în turnee și au rămas ca frații care sunt alături la bine și la rău. Astăzi îi sunt alături la bine și la ceas de aniversare. Invităm alături de noi pe Alina și Romeo Alesis. Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit! Bună ziua, dragi prieteni! Venim noi la tine! Jeane, bine v-am găsit! Vecinii noștri dragi. Bine ați venit. Chiar și Mioara este vecină cu noi, că l-am vorbit de chiar. Așa. Da. Dragii mei, eu v-aș fi invitat întâi să ne cântați ceva. Cu mare drag. Pentru mare că plăcere. Simțim nevoia de puțină muzică și voi știți să faceți Pentru că sunteți vecinii noștri, vă invităm undeva aproape, în Bucureștiul de altă dată. Alesis! Dată. Mi-e dor de-o noapte în vechiul București. Carul cu bere încă ne așteaptă, străduța noastră plină de povești. Mi-e dor de Bucureștiul de-altă dată. Mi-e dor de-o noapte în vechiul București. Carul cu bere încă ne așteaptă,
așteaptă, străduța noastră e plină de povești. Mi-e dor nebun, mi-e dor de-o cărciumioară, să cânt cu lăutare până-n zori, lângă țambal să plângă o vioară și florărea sa se nevândă flori. Mi-e dor de Bucureștiul de altă dată, mi-e dor de noapte în vechiul București, să ne întâlnim la crama parfumată, de vinul vechi mirul de împărătești. De chitară cânta fetițe dulci din București. Așa e, gică, nu e vorbă goală, în toată lumea zăunul le găsești. Mi-e dor de o romanță ruginită, să stingă în piept o lacrimă de dor, de rița și zaraza cea iubită, de siminică cel nemuritor. Mi-e dor nebun, mi-e dor de-o cârciumioară, să cânt cu să plângă o vioară și florărea sa se ne vândă flori. Mi-e dor de Bucureștiul de altă dată, mi-e dor de-o noapte în vechiul București, să ne întâlnim la craba parfumată, de vinul vechi mirul de împărătești. Mare printre cafenele, la braț sau singure poți să zărești. Femei ce îndeamnă la păcate grele, frumoase cum sunt doar în București. După un chef cu prietenii de-o noapte, simt că trăiesc și că iubesc din plin. Nu pot să stau de București departe, de vremuri vechi sau timpuri care vin. Mi-e dor nebun, mi-e dor de-o cârciumioară, să cânt cu lăutare până-n zori, lângă țambal să plângă o vioară și florărea sa să ne vândă flori. Mi-e dor de Bucureștiul de-altă dată, mi-e dor de-o noapte în vechiul București, să ne întâlnim la crama parfumată, de vinuri vechi, vinuri de împărătești. Mulțumim! Mulțumim frumos! Mulțumim pentru invitație! Jean, să fii sănătos! Ne bucurăm că am fost alături de tine, alături de dumneavoastră, de voi la acest aniversar și sperăm să ne reîntâlnim la fel ca până acum, plin de viață și de voie bună și tot timpul în turnee. Doamne ajută, așa să fie! Eu vă mulțumesc că ați venit, vă doresc sănătate și mulțumim. Mult succes! Mulțumim! Sănătate și succes! Mulțumim frumos! Am impresia că Maria Dragomiroiu este gata, pregătită pentru surpriza pe care o are pentru Jean Paller, pentru noi și pentru dumneavoastră. Și am să o invit în platou să vedem despre ce e vorba. Regia, muzica! O viață de tine alături am trăit, cu tine am strâns ce-mi știe inima, iar acum să-ți mai spun ce-aș putea. Să nu mă uiți, să nu mă uiți nici când, căci ani și am mers cu același pas pe pământ. Să
să nu mă uiți, să nu mă uiți, te rog. În casa mea îți voi păstra mereu același loc. Să nu mă uiți, să nu mă uiți, că am fost dorului tău îndrăgostit. Adăpost în viața ta orice s-ar întâmpla. Să nu mă uiți, să nu mă uiți, aș vrea. O viață alături am visat sub cerul pe care mi-am ales o stea în sas. Să-ți mai spun ce-aș putea. Să nu mă uiți, să nu mă uiți, te rog. Adun un car întreg de noroc. Să nu mă uiți, chiar dacă vei uita. Și glasul meu, și ochii mei, și poate umbra mea. Căci te-am iubit mereu, oriunde ai fi, oricând în preajma ta voi fi eu. Nu cer să-mi dai același gând și tu. Atâta doar să nu mă uiți, să nu. Doar să nu mă uiți, să nu. Mulțumim frumos, Maria. Cântec emoționant. Mulțumesc frumos. Cu mare plăcere. Te rog să iei loc, să mai stai lângă noi dacă... Sunt emoționată pentru că vreau să spun despre această piesă că mi este foarte dragă. Mai ales este? Este o piesă scrisă de cel mai mare creator de șlagăre, Temistocle Popa. Ah. Orchestrația Andrei Chereștei și versuri Aurea Storin. Ah, deci, trei titani, așa că... pe mine m-a impresionat de la început. Am un întreg album semnat Temistocle Popa, dar Inima, care a mai cântat aici în emisiunea ta, și acest cântec este pentru prima oară când îl cânt, mi sunt cele mai dragi și îi mulțumesc de acolo de unde este, sunt convinsă că... Că ți le-a încredințat. Îi mulțumesc că mi le-a încredințat. Sigur, mie, sigur. Pentru că a fost o mare responsabilitate pentru mine. Mi-a fost frică, de ce să nu recunosc, și m-am străduit așa cât am N-avea putut de ce să fie frică, da, o pentru solistă că noi suntem interpreți de muzică populară, e altceva. Știu, dar... Și la cei de care cântă ușoară, știți că e foarte greu să cânți muzică populară. De multe ori este mai greu. Este mult mai greu. Floricilele acelea. Mult mai greu. Așa este. Mult mai greu. Dar și să cânți drept, ca la... E și așa greu, când ești obișnuit altfel. Uite, avem niște fotografii cu Jean din diferite etape ale vieții. Vai, ce bine arăți. Ce mirat ești. Excepțional. Dar ce mustață ai, bre. Ce mustață. A ieșit din schimbul de noapte aici. Asta se întâmplă undeva până 1985.
expresivă, Marca. Cum de ne-a jucat în filme? Nu erau decât filmele alb-negru și nu mă vedeam. Victoria. Uite, aici e o poză color în care te vedem foarte bine. Da, și arăt Victoria și eu sunt în zdrențe. Vai, uite-te ce poză are aici. Vai, Doamne. Doamne. Aici când m-a văzut tata. Când m-a văzut tata. La asta, când te-a prins cu prima fată. La asta a râs 4 ani. La asta. Oh, că e cam bătân. Cum cu prima fată la vârstă? Lumesc, Maria. Nadia Comăneci. Ce gagică. Wow. Ce gagică. Ia uite-te aici. De ce era ești gimnastă? Verișoară cu Indira Gandhi. Aici rolul meu de cerșetor. Jucam un rol de cerșetor și vreau să spun publicului telespectator și spectatorilor din platou că nimeni niciodată nu mi-a scris absolut nici măcar un cuvânt ca să-l joc pe scenă. Mi-am scris singur toate textele, le scot, le adaptez, da, și textul de la acest rol era cum? Căutam în coșuri de gunoi și găseam fel de fel de resturi de mâncare care erau împachetate în ziare, în hârtii, și când desfăceam ca să mănânc din hârtia aia, ce era pe hârtie, citeam. Aha, știi, eram aha. Unul beat care stătea la lumina unui stâlp și citeam. Și, de fapt, pe acele bucăți de hârtie era textul. Aha, superb. Și râdea lumea de se topea. Da, nu mai mi-aduc aminte multe din ele, dar a fost... Dar nu le-ai scrise? Nu le-ai adunat undeva? Nu le-am adunat, nu. De ce? Am avut manie să adun femei decât... Avem încă o surpriză muzicală pentru Jean, o solistă cu o voce frumoasă, o voce sensibilă, pasională, o interpretă discretă, dar care nu se abate de la drumul său muzical și mă bucur să o revăd frumoasă, talentată și prietena emisiunii noastre, Ana Mardare! Te pup, scumpa mea! Te pup cu drag, bună ziua! Bine ai venit, Ana! Bine v-am regăsit! Mă bucur tare, tare mult să fiu prezentă în această emisiune alături de prieteni dragi. Ce să fac? În general, bine cânt. Chiar mă pot lăuda cu anumite lucruri foarte frumoase. Am concertat în străinătate și pot să spun că am avut privilegiul și onoarea de a cânta pe cele mai importante scene, alături de artiștii internaționali Robbie Williams, Tom Jones, Leona Louise, Rod Stewart. De asta te vedem mai rar. Ești da, pentru că mult. Sunt plecată, dar și aici, și aș spune chiar așa, nu există bucurie mai mare decât aceea de a cânta alături de idolul tău, iar idolul meu este Marcel Pavel, așa că am cântat alături de Marcel Pavel, alături de Orchestra Simfonică București și familia lui și, mă rog, sunt lucruri foarte frumoase pe care trebuia să vi le spun. Da, sigur că da, bineînțeles. Mă bucur mult că ești aici. Noi îl serbăm astăzi pe Jean Paler împreună cu prietenii. La mulți ani, Doamne ajută să fie bine pentru toată lumea. Așa. Și bineînțeles că, surpriza fiind muzicală, am să te rog să îi cântăm ceva lui Jean. Cu toată dragostea. Și nu numai. Și nu numai. Piesa se numește... Mulțumesc mult de tot. Piesa se numește This Must Be Love. E o colaborare cu mai mulți compozitori internaționali. Piesă cu care, de altfel, am și fost la Eurovision în 2012. La concurs. Da. Doamnelor și domnilor, Ana Mardare! Taken.
Mulțumesc, Ana Mardare, mulțumesc frumos. Și într-un final a zidit-o. După ce a zidit-o, întrebare de baraj. Ce a devenit Ana? O femeie beton. Inimioară cu dor, mult n-ai la nimeni crezământ. Inimioară cu dor, mare n-ai la nimeni alinare. Me, 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 me. Hai, auzi-a, trompeta! Tu e rușu cu toba, iar înșepea mă juca, mă trebuie dar da. Gheorghe! Dai un țuc. Aici, aici, scoanei vâlcea, nu mai sta în calea mea. Și du-te cât timpul mea și nu mă încurca. Și bicicleta cine o aduce? Jean, precis ne-a mai pregătit niște bancuri pentru că stă aici și mustăcește așa. De altfel, vă invit da, pe fiecare cine își mai aduce aminte un banc. Da, mi-am și lăsat mustăți să mustăcesc. Așa. Mai devreme pe cântăreața care a fost în emisiune... Ana Mardare. Ana Mardare. M-a dus gândul imediat către Manole cu Ana. Știi că tot ce construia se dărâma și într-un final o ia pe Ana și o zidește. Zidul rău mă strânge... Sățișoara îmi frânge, Manole, Manole, știi? Și într-un final a zidit-o. După ce a zidit-o, întrebare de baraj. Ce a devenit Ana? O femeie beton. Foarte bun. Erau cu unul cu căruța prin sat și avea... 4 cai la căruță, 2 albi și 3 negri. Și striga când îl ținea gura. Me, 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 me. Hei, me, 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 hei. Ia la me, 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 re, 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 me, re, re, me, re, me, re, me, re. Ia la me, 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 me. Re 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 mere 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 mere. Deci i-a auzit un țăran, zice, trece bâlbâitul ăla cu fructele. Hai repede, dă papornița să mă duc să cumpăr și eu niște mere. Îl oprește pe ăla, bă, oprește dracu cai, oprește la cai. S-a oprit cai și ce vrei? Vreau să cumpăr și niște fructe de la tine. De, 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 rogojinile alea de, deoparte și alegeți. Dă la rogojinile deoparte și nici umăr. Toată căruța plină cu prune. Și nervos că alerga jumătate de sat după el, îi spune lui ăla, bă, nesimțitule. Strigea la me, me, re, 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 și tu vinzi prune. De ce dracu mă strigea la mere și vinzi prune? Păi da, da, dacă, dacă a striga, ia la prâ, la prâ, la prâ, la prâ, s-ar opri caii. Și dimineață bătrânei... Aveau și ei o mică livadă, o gradă acolo, ce-au pus și eu o varză, un păstânac cu un castravete, o roșie, un ardei, au încărcat căruța și la 3:30 dimineață în sat se plece către piață. Și haide bă! Bătrânul dădea cu bici un cai. Haide bă, talane bă, talane bă, tros, tros. Și la un moment dat, după vreo jumătate de oră, baba care era sus pe tot, pe tot ce umpluse căruța, îi zice, Gheorghe! El, hai talane, Gheorghe! El întoarce capul, ce vrei tu? Dai un țuc! Să-ți dau țuc la 4 dimineața, ești nebună, mă, ești cu capul. Trebuie să mergem să vindem tot ce am, legumele, că doar de-abia le-am culeț, ți-e arde de țuc. Mai merge de Gheorghe, dai un țuc.
Lasă-mă tu cu țucul în pace, fițar, țucul tău să fie. Gheorghe, dai un țuc. La care la al 5-a, 6-a oară dai un țuc, se întoarce Gheorghe, bătrânul, se întoarce, se uite la el, zice: aha, acum am văzut eu de ce vrei țuc. Ia coboară tu după castraveția și stai pe varză că te rup cu bătaia. Dai un țuc. Excepțional. Uite, cred că excepțional. Tot timpul îi spuneam lui Jean: măi, e foarte greu să mai spună cineva bancuri după tine. Și el tot timpul îmi făcea morală și îmi spunea: nu e adevărat, Nae, să spui bancuri după mine. Și eu să încerc să spun un banc după Jean. Două babe stau pe o bancă la cimitir, stau de vorbă: he, ce faci, dragă? Bine, bine, tu? Bine, bine, bine. Sănătoasă, voinică? Da, sănătoasă, voinică. Cu viața? Bine, bine, bine. Dar câți ani ai? 97. Și te mai duci acasă? Da, pentru că m-a întărât o babă pe mijlocul uliței pe bicicletă. Flonca tonca, flonca tonca, flonca tonca cu bicicleta. O altă babă care croșeta torcea lână acolo, o vede: unde te duci, fă? Unde te duci? Aia: la cimitir. La care aia care torcea lână: și bicicleta cine o aduce? Umbla Gheorghe în sat de degețelul ăsta mic, o cutiuță, așa să zicem, la mărimea unei cutiuțe de chibrituri, legate cu ațișoară. Și pe umăr pușca cu două țevi. Și umbla mărcat, fercheșuit, aranjat la patru ace, pe mijlocul uliței, așa cu mâna. Doi stăteau și machiau țuică. Și îl văd: unde merg, mă, animalule? El cu cutiuța aia: merg la socră mea. Și în cutiuță șai: e ziua ei și am cumpărat șerșei. Ei cumpărat șerșei și cu flinta ce dracu faci? Păi nu trebuie să-i dau găuri. Să zic și eu unul cu soacre. Dar s-a lăsat și pe Mioara. Văd că aici s-au încins spiritele. De babe. Ci că două bătrâni stăteau... Dar ce aveți, dragă, cu babele astăzi toți? Zău! Două bătrâni stăteau de vorbă, okay, pe ulița satului. Și la un moment dat una din ele se uită în spate și vede că o scăpa taurul comunal. Ele au început să fugă, taurul după ele, ele fugeau, taurul după ele. La un moment dat una din ele zice: fana asta, eu decât să fac infarct, mai gine fac un ghițăl. Ci că doi vânători se întâlnesc și unul dintre ei îl invită pe celălalt la el acasă: vino la mine acasă să-ți arăt trofeele mele de vânătoare. Îl invită ăla acasă, ăsta să uită, îl plimbă pe în casă, pe acolo, zice: ia uite ce frumos, da, zice, ăla este ursul pe care l-am împușcat eu în pădurile Carpatine, eram la vânătoare, ursul a venit, eu l-am simțit, pușca, pac, am ochit, pac, am tras, l-am omorât, l-am împăiat. Extraordinar, zice, dar ăsta, zice, ăsta este leul pe care l-am împușcat când eram în safari, eu eram în safari, la un moment dat leul după un tufiș, către mine, eu pușca, pac, extraordinar, zice, dar asta este vulpea, eram la pescuit, așa, nu, că nu place pescuitul, tot cu vânătoarea eu, și la un moment dat stăteam și am simțit ceva că îmi sperie pești, m-am întors, pușca, pac, era vulpea, am luat-o, am împăiat, extraordinar, dar aia de acolo, zice, aia e soacră mea. Zice, soacră ta? Cum, soacră ta împăiată pe perete? Da, soacră mea, ce te miri? Păi zice, și de ce zâmbește? A crezut că vreau să o fotografiez. Ai grijă că tu ai soacră. Ai grijă. Ok, eu aș spune bancuri și mai ales aș asculta bancuri până poi mâine, dar iată că... Nu, încă nu avem un sfârșit. După importante proiecte de folclor inițiate, coordonate sau desfășurate de ei de-a lungul anilor, următorii soliști revin acum cu proiecte noi, cu totul speciale, proiecte marcate de o viziune inovatoare.
Mai multe detalii ne vor da chiar invitații următori a emisiunii noastre. Este vorba de Lavinia Goste și Marius Zorilă. Bună ziua și bine v-am găsit! A trecut ceva. A trecut. Bine ai venit, Marius. Bună ziua și distinșilor invitați. Noi pe ei știm de vreo 7 ani. De mult. Ce mai faceți? Mă bucur mult să vă revăd. În afară a faptului că suntem părinți de gemeni și facem multe cu ele. Bravo. Așa, fetițele au 2 anișori, facem multe în domeniul acesta folcloric. Încercăm să facem proiecte frumoase, să arătăm ceea ce am învățat noi de-a lungul anilor. Sunt sigură că o să avem surprize plăcute astăzi. Astăzi am venit cu un videoclip care zicem noi că nu s-a mai făcut așa ceva în România. Este un produs 100% românesc și ne mândrim cu acest lucru. Îl salutăm pe regizorul nostru, prietenul nostru, Alexandru Borundel, pe cei de la CreArt care au susținut proiectul nostru. Muzeul Satului Țărioașului din Negreștiuaș și Muzeul Național al Satului Dimitri Gusti de aici din București. Mulțumim frumos pentru toată susținerea acordată și sperăm să vă placă videoclipul și piesa noastră. De-abia aștept, Jeanne, să știi că Lavinia este ardeleancă de-a ta. Este o vașnică ardeleancă. Tu ești muntean, dacă nu mă înșel. Bună ziua! Așa, tu ești de al nostru din zonă. Mă bucur mult să vă revăd, copii. Vă doresc sănătate. Mulțumim și frumos. Mult succes de acum înainte. Doamne și la ajută. Mai mare. Doamne ajută! Mulțumim frumos! În ediție specială, astăzi închinată lui Jean Paler, o avem pe Lavinia Goste și Mario Zorilă. Inimioară cu dor mult. Poftiți! Parece que los adora. Si te los perdiste, tienes la oportunidad de verlos en París. Please turn right in 200 meters.
mai fi tot supărată, zi și noapte tot oftezi, de cine-ți drag nu vezi, de la-i mai pite odată, n-ai mai fi tot supărată. Ai inimă, cine nu știe ce doru, ai inimă, dorme noaptea ca nu. Ce râde gurița, nu știe nimeni inima, dragostile și dorul, ele mătrânesc omul. Ai inima, cine nu știe ce dorul, ai inima, dorme noaptea ca bumbul. Ai inima, cine nu știe ce dorul, Lavinia Agoste și Marius Zorile. Poftiți, vă rog. Felicitări pentru videoclip și... Mulțumim din suflet. A avut regizor, a avut o idee? Da. A ținut cont regizorul de piesă, de text și, bineînțeles, de povestea noastră. Și a ținut să fim noi cei care facem pe actorii în acest videoclip, chiar dacă ne-am făcut-o în felul nostru, așa. Foarte frumos, natural muzician și firesc. Muzician la bază, dar sigur. Cred că am transmis mesajul pe care am dorit să-l transmitem, adică dragostea de femeie româncă, de țară și de tot ce are România mai frumos. Am încercat să arătăm un videoclip cele mai frumoase zone din țară. Acum eu sunt fiind ardeleancă, normal că am filmat în Ardeal. Sigur că da. În țara Lăpușului. Oh, care e una dintre cele Oașului, mai frumoase zone, da. Și desigur am filmat și în București, pentru că noi aici ne petrecem timpul și trăim de 8 ani de zile eu. Și aici avem toate proiectele noastre de folclor. Orchestra, fabrica de folclor, copiii mei pe care i-ați văzut în videoclip. Cu care și noi am colaborat nu de mult. Da. Mulțumesc frumos și vă felicit pentru tot ceea ce faceți, Doamne ajută. Și să știți că urmează alt videoclip și mai frumos. Bravo. Să sperăm. Vă așteptăm să-l vedem și să-l admirăm și noi. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, cu drag am oprit timpul mult mai mult. În fiecare duminică avem invitați unul și unul și nu ne ajung două ore și ceva. De obicei am stat mult mai mult cu voi. Dar iată, ne despărțim cu bucuria că Jean Paller, alături de invitații săi, au găsit timp și plăcere să vină să stea astăzi cu noi. Și vreau să îi spun lui Jean că are câteva cadouri din partea echipei emisiunii Opriți Timpul. Știam. Da? Te-ai așteptat. Ca drept dovadă sunt cu camion afară. Să ai grijă cu unde ai să pui tortul de la Tip Top, pentru că dacă e mare camionul, la prima frână vine de-a berbeleacul. Uite, tortul, iată tortul, costum popular. Bravo! Acesta este tortul oferit de către cofetăria Tip Top. Îl arătăm mulțumesc la cameră, îl mult. Înclinăm doar puțin să nu cadă de sunt aici. Sunt fericit că mă torturați. Mulțumesc foarte mult. Să-l punem la umbră. Nu-i așa? Și... Stai. Nu-l lua pe inea de la gură. Și suportul arăta extraordinar. Suport, așa e? Jeane, poți să te deranjezi puțin? Dar nu mă deranjez. Așa. Ce ai zice tu de un fotoliu ca ăsta, așa, să-l vezi undeva în sufragerie? În sufrageria cui? A ta. A, suportul nu putem să ți-l dăm de la tort, dar din partea firmei Mobila Dalin, noi îți oferim un fotoliu comod. Mulțumesc din suflet, din suflet mulțumesc. Cu drag, cu drag. În el am să-mi scriu memoriile. Așa, Doamne ajută. Scriu memoriile. Doamne ajută, așa să fie.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost întâlnirea noastră de azi, o nouă ediție de colecție, nu mă îndoiesc. Eu mulțumesc tuturor artiștilor care au trecut prin platou sau care au avut timp să rămână până la sfârșit. Sper că ați avut încă o emisie pe placul dumneavoastră astăzi duminică. Vă doresc o duminică plăcută în continuare. Vă dau întâlnire pe duminica viitoare la ora 2 și înainte de ne despărți de Jean Paler. Mulțumesc tuturor. Vă doresc, pentru că nu o să ne vedem de sărbători, mai mult ca sigur, vă doresc să aveți sărbători fericite și să dea bunul Dumnezeu ca anul care vine să fie un pic mai bun decât anul ăsta care a trecut. Dumnezeu să vă ocrotească și să aibă grijă de sufletele dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Înainte de a ne despărți cu adevărat, vreau să o rog pe Mioara Velicu să poftească aici în mijlocul platoului și hai să ne... Hai de fapt odată! Și vrei, măi! Să ne pună la treabă. Iar eu am o idee de final și anume eu cu Jean să ne așezăm și pe fotoliile celelalte pe care noi le vom da cadou curând. Te rog frumos, te rog, Jeane. Ia loc și la sfârșit ne vom întâlni din nou în platou. E aici să tot stai. A? Mioara Velicu! Nimenea mai trebuie darea, tare de dară. Ia uzea, trompeta, fluierul și cu toba. Iar începea mă juca, mai trebuie darea, da. Patru apăsat, ca să râdeam ce-s cântat. La babi în sat, din închei de cat. Bate-o, badi, hăi, dacă ți-am dat cărbun să beie. Din pijar aprins, să nu mă faci de râs. Aici ai șes, colegi, vâlșea, nu mai sta în calea mea. Și du-te cât din lumea și nu mă încurca. Dacă vreți, dacă nu mai rămâneți și îți vreți să mă apăreți, mai tare de dară, tare de dară, că-i cu foc, ăsta-i joc, cine vrea are loc. Eu să mă învăț la mijloc, mai tare de dară, da. Frunzele-mi ditei, dar ăsta-i jocul la bordei. Și să joacă roată, că nu este poartă. Numai trei proptelii, dar nu vă închete caz de ele. Că s-o răsturna și joc o strica. Bordeiași cu grinda înaltă și la ușă și la poartă. La fereastră cu zărele, haide, joacă-l ele. Și faină din mălai, mai tare de dară, tare de dară. Nu mai zic din arcuș, că eu vreau echipăruș. Să văd pe jos lunecuș, mai tare de dară, da. Roată cu flăcări, da, ăsta-i jocul la bordei. O fost nimerit și ghinii strunit. Pe arcușul lui, da, de scârcarul satului. Din fluier dobaș și din filincaș. Randa hirtii astă vară, la ghinii-o faș-o mai hiară. Cât-i doi prin trecute.